Salutare! Astăzi vă voi arăta o curățare a ficatului și a bilei. Este ușoară, durează 6 zile. 5 zile va trebui să bem 1 litru de suc de mere. Mere ecologice, crescute în mod ecologic, fără a fi modificate genetic sau fără a avea pesticide. Deci avem aceste mere, de preferat este un storcător pentru că sucurile putem avea și sucuri naturale, dar nu se compară cu un suc natural făcut acasă din mere ecologice. Deci primele 5 zile vom bea câte 1 litru de apă, apoi a șasea, câte 1 litru de suc de mere. Apoi a șasea zi vom bea din nou 1 litru de suc de mere, dar vom consumat de asemenea de 2 ori sulfat de magneziu și exact în seara înainte de culcare, în a șasea zi, vom bea 250 de mililitri de ulei de măsline presat la rece, amestecat cu 250 de mililitri de suc de lămâie sau gref. Foarte oameni elimină pietre de la bilă și pietre de la ficat, unii sute, chiar și mii de bile. Și le veți vedea în WC-ul când vă duceți să faceți caca și vă veți simți minunat, sângele dumneavoastră va fi purificat, veți avea mult mai multă energie odată ce aceste bile vor ieși afară. Ok, deci să trecem la treabă. Acum vă voi arăta ce trebuie să facem în primele 5 zile. Această metodă merge, este foarte eficientă
Și sunt foarte, foarte, foarte mulți oameni care au beneficiat de această eliminare naturală a pietrelor de la fiere sau de la bilă. În caz că aveți probleme cu așa ceva și nu țineți un regim, mâncați multe prostii, cu siguranță aveți pietre la fiere și vă afectează ficatul și unii oameni chiar mor de la treaba asta, dar majoritatea trăiesc o viață care nu este, care este limitată și nu ajung la potențialul dorit al unei vieți normale, sănătoase. Mai există o variantă dacă nu doriți să faceți această curățare a bilei și a ficatului. Mai este varianta chirurgicală.
Ok, după ce am tăiat merele. Astea sunt merele tăiate, vedem aici. Una, două, trei. O să le punem în storcător. Bineînțeles, scoateți afară dacă sunt stricate, le scoateți afară cu cuțitul, aruncați la gunoi, dar aceste semințe și partea de mijloc sunt foarte bune. Semințele conțin vitamina B17 și cotorul este foarte bun. Dar puteți arunca coada sau. Ok. Deci au fost spălate foarte bine, deși sunt ecologice, tot trebuie spălate bine, lăsate acoperite în apă, poate, eventual pentru câteva ore, după care tăiate și acum vă recomand un storcător. Acesta este un storcător care are un motoraș mic, este aproape ca și când l-ai face de mână. Dacă folosiți storcătoare din acelea centrifugale, buuu, de-alea cu care fac zgomot mare și au viteză mare, fac sucul mult mai repede, dar sucul acela nu poate fi pus la frigider. Acest suc făcut în acest slow juicer, storcător încet, poate fi ținut 3 zile atât timp cât este închis ermetic într-o sticlă. Într-o sticlă de sticlă, de preferat închis ermetic, poate fi ținut 3 zile și 3 nopți fără a-și pierde proprietățile, pe când cele care sunt rapide, una la mână, își pierd multe din proprietăți în timpul acelui stors agresiv, și de asemenea trebuie băut instantaneu, pentru că dacă, cu cât îl lași mai mult, dacă lași câteva minute, deja își pierde aproape foarte multe din proprietățile sale. Deci, de preferat un slow juicer. Ok. Vom trece la următoarea etapă, stoarcerea merelor.
Asta se aruncă la gunoi. Nu avem ce face cu ea. Clătim puțin. Apoi putem strecura sucul. Ca să nu aibă pulpă prea multă. Să iau o lingură. După care se ia o sticlă curată. Aceste sticle VOS sunt foarte bune. Se închid hermetic și sunt din sticlă. Nu mai clătim un pic. Apoi se pune sucul. O pâlnie. Această sticlă are 800 de mililitri, deci nu este de ajuns una pe zi, una plus încă 200 de mililitri ca să facem un litru și se bea asta timp de 5 zile. Eu voi mai face niște sticle acum pentru că ele fiind făcute în acest slow juicer și băgate la frigider, închise hermetic în sticlă de sticlă, vor dura 3 zile și 3 nopți. Se bea timp de 5 zile, după care revenim. În fiecare zi câte un litru. Nu contează când, în timpul zilei. 200 acum, 200 mai încolo.